Avem încredere în tot ceea ce poate să însemne potențialul de turism și potențialul Horeca din țara noastră, iar din discuțiile pe care le-am avut a rezultat foarte clar că alături de acest potențial există și disponibilitatea tuturor celor care își desfășoară activitatea în acest sector. Și pentru că a venit vorba de disponibilitate, doresc în nume personal și în numele Guvernului să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în această perioadă, în cele 27, iată suntem în cele 27 de zile de când forțele armate ruse au invadat Ucraina și am început să sprijinim refugiații care vin din Ucraina, iar întreg domeniul Horeca a avut o contribuție cât se poate de consistentă în ceea ce au însemnat măsurile pe care guvernul împreună cu mediul de afaceri, cu societatea civilă, cu organizațiile neguvernamentale le-au luat, astfel încât împreună să putem să acordăm sprijinul cuvenit în această situație. Ca atare, vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut, faceți și veți face în continuare și vă asigur de întreg sprijinul guvernului și domnul ministru a prezentat aici o serie de măsuri care s-au încheiat și vom discuta și celelalte măsuri care sunt în proiecție și ele urmează a fi inițiate. De fiecare dată când am avut posibilitatea să discutăm, am avut în vedere faptul că nu este exploatat în întregime potențialul pe care țara noastră îl are și în acest sens cred că este foarte clar pentru toată lumea că avem la dispoziție atât fondurile de coeziune, cât și fondurile din PNRR, cât și fondurile din cadrul financiar 2021-2027. Sunt fonduri care sunt la dispoziție de la nivelul Uniunii Europene și pe care ar fi păcat să nu le folosim cât mai eficient posibil. În acest sens, doamnelor și domnilor, vă încurajez să continuați să analizați care sunt cu adevărat elementele de efort, elementele de linie pe care putem merge împreună cu dumneavoastră și să reușim să eficientizăm tot ceea ce înseamnă partea aceasta de sprijin a domeniului Horeca, a turismului în general, în condițiile în care, iată, vorbeam de agresiunea care se petrece la granița noastră și există această tendință ca oamenii să creadă că se pot confrunta cu o anumită stare de nesiguranță. Ceea ce vreau eu să spun acum și ceea ce cred că este foarte important de menționat este faptul că România este o țară sigură și România trebuie să continue să-și dezvolte toate elementele de potențial, astfel încât turismul să joace acea pondere în interiorul produsului intern brut pe care dumneavoastră, cei care vă desfășurați activitatea în domeniul Horeca, vi l-ați propus ca nivel de ambiție. Ne place foarte mult să discutăm și de fiecare dată aducem în discuție ceea ce domnul Anastasiu spunea nu cu mult timp în urmă, faptul că avem posibilitatea ca prin turism, prin domeniul Horeca să ajungem la o contribuție de aproximativ 10% din PIB. Nu suntem acolo. Dar faptul că ne gândim, faptul că împreună căutăm măsuri, faptul că împreună lucrăm la cadrul legal și la măsurile de protecție și de sprijin a activității din turism, ne dă încredere și speranță că putem să atingem acest nivel de ambiție. Ca atare, revin, este foarte important ca de la nivelul guvernului, de la nivelul
celorlalte structuri care își desfășoară activitatea. De la nivelul dumneavoastră a celor implicați nemijlocit în activitatea Horeca, în turism, să transmitem acest mesaj că România este o țară sigură, România este țară membră a Uniunii Europene, România este țară membră a NATO, România are toate garanțiile de siguranță și securitate astfel încât să poată să desfășoare o activitate de turism care să fie în beneficiul tuturor. Suntem la 2 ani de pandemie, la 2 ani în care activitățile s-au desfășurat cu limitări și restricții și cred că este o oportunitate astăzi să putem să ne folosim de infrastructura și de frumusețile pe care țara noastră le oferă. Pentru că a venit vorba de infrastructură. Este important să se știe că în PNRR, în toate proiectele pe care noi le avem pe fonduri europene, în toate proiectele pe care guvernul le are în desfășurare prin banii de investiții pe care i-a asigurat în buget și în programul de guvernare, nu urmărește altceva decât să dezvolte această infrastructură astfel încât să faciliteze deplasarea tuturor celor care vin în țara noastră, mai întâi a cetățenilor români și a tuturor celor care vin în țara noastră să poată să viziteze toate aceste locuri minunate. Sunt de asemenea bani cuprinși pentru reabilitarea și modernizarea o serie întreagă de obiective, o serie întreagă de situri, o serie întreagă de locații unde se poate face cu adevărat turism, pentru că avem o istorie îndelungată, avem tradiții, avem tot ceea ce poate să însemne interes pentru turism și pentru ca cetățenii români, cât și cei din afara țării să poată să vină și să beneficieze de aceste oportunități. Încă o dată, aveți toată susținerea noastră.